Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Bogdan Bulbeș, suntem la interviurile lui Bogdan. Împreună îmi doresc să privim, să ascultăm, să analizăm și să decidem. Discutăm astăzi cu părintele Valentin Berechet, candidat independent la primăria municipiului Constanța. Bine ați venit, părinte! Doamne ajută, bine v-am găsit! Ați reușit să strângeți semnăturile necesare candidaturii? Nu le-am strâns pe toate, dar nici multe nu mai sunt. Cam câte mai aveți așa? Sub 1000, câteva sute. Sunteți optimist? Nu, sunt realist. Sunteți realist, ok. Creștinul, în definiție, este optimist, dar cu fundament în Dumnezeu mergem pe calea cea dreaptă. Știți ce vreau să vă întreb? Ce spune Noria și dumneavoastră? Vă susțin în acest demers? Dacă vă spun că unii au spus, părinte, trebuia să faceți de mult. Ce trebuia să facem ca să vă convingem? Ei erau blocați de niște prejudecăți. Biserica, nu știu ce, ce este o anomalie. Adică o instituție, o folosim, dar nu avem voie să îi creăm condițiile să considere că nu face parte din societate, ba trebuie să facă parte din societate. E a noastră. Corect. Pe vremuri, cred că și acum la țară, existau, cred că, trei oameni importanți. Da. Primarul, preotul, polițistul și mai până și profesorul. Învățător, da. Cum se amestecă instituțiile astea în ceea ce vă privește? Nu se amestecă, colaborează. Păi dacă ar fi să ajungeți primar, veți mai fi preot? În suflet, da. Doar în suflet. Și pot să mă oprească de la slujire. Nu înseamnă că nu sunt preot. Deci pot să sfătuiesc, pot să mă rog ca un preot, pot să ajut oamenii să și multe alte aspecte. Nu am voie să slujesc așa vrea instituția. Dar asta este altă problemă și unde nu pot eu să fac, vor face confrații mei. Deci veți ține legătura? Bineînțeles. N-am spus că tocmai suntem împreună, societatea. Cetatea trebuie să funcționeze, are nevoie de biserică. Biserica este o lucrare esențială, așa cum multe altele sunt, educația, cultura, toate sunt importante. Dacă frustrăm sau alterăm una, scapătă celelalte. Deci trebuie să mergem împreună. Bun. Aveți încuvințarea în al preasfințitului Teodosie pentru această candidatură, că tot vreți să colaborați dacă luați primăria? Da, categoric vom colabora. Pe perioada candidaturii sau campaniei electorale sunt suspendat, că așa este procedura și o altă încuvințare specială peste asta, nu trebuie, dar ce e suspendat nu are... Ați vorbit cu dânsul, de acord. Da. Spuneați într-un interviu acordat colegilor de la Replica despre partidele care umilesc oamenii. Să spunem că ajungeți primar, independent, da? Consiliul local e alcătuit din consilieri locali ai diferitelor partide, da? Da, da. Cum, ce strategie aveți să vă stabiliți o majoritate? Să vă treacă proiectele și să schimbați orașul, cum spuneți că vreți să faceți. Știți că în principiu, chiar și principiul politic, vă dau un exemplu și extrapolăm. Președintele face parte dintr-un partid, îl promovează și ajunge președinte. Știți că după aceea el trebuie să uite partidul? Teoretic. Da. Și teoria trebuie pusă în practic. Ca să fie eficient în istorie și în popor. Dacă nu uită partidul, înseamnă că conduce, că va conduce cu defectuos. La fel și la nivelul nostru. Deci vor fi consilieri numiți de anumite partide. Ei însă trebuie să nu o să le impun. Dar o chestie de suflet. După ce vom fi acolo, primează interesul cetății, al urbei, al nostru. Interesul partinic trece pe planul 2. Nu credeți că sunteți cam idealist aici, adică, sincer. Toți oamenii care au raportat istoria sau ale care s-a raportat istoria, știți că au fost judecați sau evaluați ca cumva idealiști. Dar totuși ne-am ajutat de prezența lor în istorie și faptele lor au fost reper sau punct de pornire pentru alții. Nu o să forțez nota, dar și ei o să înțeleagă că orașul și activitatea lor de partid va fi superioară dacă orașul va merge bine. Sigur că da. Deci, v-ați uitat la consiliile locale în ultimii, nu 30 de ani, 20 de ani, 24 de ani. Nu, că pentru, nu vreau să fie ca acelea. Deci nu mă uit la ele ca să nu le iau de repede. Asta nu stabiliți dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă luați primăria, sunteți singuri. N-aveți o listă de consilieri în spate. N-aveți... Odată dacă iau primăria, va fi, voi fi, că nu o iau singură cu sărumâna sau mai știu eu ce, mă alege poporul. Deci voi avea cel mai tare consilier, poporul. Da, dar asta nu înseamnă că aveți sprijinul Consiliului Local. Consiliul Local, voi mi-a dat Dumnezeu Duh ca să îl cointereseze în ceea ce facem împreună și se vor bucura. Vă treceți pe listă și pentru Consiliul Local? Adică veți fi și în caz... Nu s-a mai spus, nu prea am intenție, nu știu, s-ar putea să fac și lucrul acesta. Eu am o curiozitate.
Sunt cele 10 porunci pe care le știm cu toții. Da, sfaturi. Dacă ajungeți la primărie, credeți că le puteți respecta în continuare, cel puțin aia cu minciuna? Pentru că, haideți să vă explic. De multe ori, chiar și atunci când evităm o parte din adevăr, asta nu-i minciună. Tot minciună. Mințim prin omisiune, ceea ce fac politicienii destul de des. Știți când este, jurnaliștii forțează puțin nota spre rău. Minciuna este când adevărul îl alterezi în așa fel încât informația face rău. Când spui adevărul cu lingurița, pentru că atâta poate să suporte adresantul, vorba lui Caragiale, atunci nu e minciună, este o purtare de grijă. Înțelegeți? Este ca un medicament. Adevărul e ca un medicament. Vindecă minciuna. Și dacă doctorul scrie medicamentul cu tare, tu te duci la farmacie, te bucuri la dată și nu e tot flaconul ca să te vindeci repede. Că s-ar putea să-ți facă foarte rău. Dar dacă iei, cum ți-a zis doctorul, pastilă cu pastilă, la doza respectivă și la intervalul respectiv, te faci bine și le recomand și tu altora. Deci informația se dă pe măsură. Dacă voi avea în față oameni care să fie capabili să gestioneze, le voi spune adevărul tot. Dar astea se construiesc. Oamenii nu sunt bloc. Se construiesc pe parcurs. Cu timpul o să capete încredere, putere interioară și atunci va fi altă relație. Relația va fi funcțională, va fi sănătoasă. Că vor vedea, ce vor vedea? Vor vedea în mine un om doritor de fapte bune, fapte luminoase, vor vedea că nu mint, că sunt transparenți și atunci vor căpăta încredere. Nu or să aibă de ce să se ascundă. Ați făcut vreun sondaj sau măcar așa aproximativ, o evaluare? Sondaj în ce sens? Stabiliți șansele, să vedeți unde suntem. Apoi am toate șansele, vă dați seama. Când vii bine intenționat, când Dumnezeu este fundamentul mentalității tale, când oamenii au nevoie de ajutor, când Hristos spune cel ce vrea să fie mai mare între voi, deci vedeți, nu interzice, dacă vrei așa, să fie slujitorul tuturor, când oamenii acestea au nevoie de o lumină, o călăuză, nu de un stăpân. Da, cu stăpânii atât ajunge, adică au nevoie de o călăuză, de cineva care să-i motiveze să meargă înainte, să meargă frumos, ce rost mai au sondajele? Eu vă dau o situație reală, mă rog, pe care să vedem cum ați gestionat-o ca primar. Da. Și o să vă da. Mai dau pe parcursul interviului. Da. Sentința în cazul Bisericii Izvorul Tămăduirii din Constanța. Știți foarte bine despre ce biserică vorbim, biserica care poate fi demolată în orice moment prin decizia magistraților. Ajungeți primar, demolați biserica sau nu? Puneți în aplicare decizia instanței oamenilor? Tocmai asta vorbeam cu cineva foarte bine așezat, budele spiritual și ca responsabilitate și spunea, niciun fel de lăcaș de cult în principiu nu se demolează. Nu se stinge. Se păstrează altarul, nu? Am înțeles. Nu. Deci acolo este o problemă foarte rezolvabilă și în câteva zile, urgent. Cum vom vedea după aceea? Deci o demolați sau nu o demolați? Nu. Că nu vă spun, deci, ok, nu vreți să spuneți cum o rezolvați, dar... Nu mă refer la clădire. Deci biserica cu hramul acela care l-a spus dumneavoastră, nu se va demola. Va funcționa în continuare. Cum, unde și când, e hotărârea primarului care va urma. Da, poate fi relocată ca să... Deci nu avem ambiția să fie pe trotuar sau să demolăm, fără ambiții când slujim, practic, cetatea e ca o familie. Dar biserica va funcționa în continuare și poate chiar mai frumoasă, dacă deci ajută. Deci puneți în aplicare decizia instanței. Da, dar nu demolați biserica. Da, și instanța trebuie să creeze condiții. Deci nu se meargă pe demolare. Păi reevaluarea situației. Biserica... Instanța trebuie să ajute normalitatea, nu să taie, să dea cu... Să taie. Biserica și armata conduc detașat în topul încrederii românilor. Bine a spus, biserica și armata. Politicienii... Nu cred că prind podiumul, dacă... Dar este ultimul, vina lor, sau adică nu este contribuția nu lor. Nu credeți că... va aduce un deserviciu această candidatură privind această perspectivă? Nu. Pentru că deveniți, vreți, nu vreți, deveniți politician. Politica se va înnobila. Am făcut 25 de ani de armată, deci pot să zic că sunt credibil. Am slujit vreo 20 de ani oamenilor și nu știu dacă... Sunteți și rezervist. Da. Am fost medic militar vreo 25 de ani. Deci, vreau și de o experiență care a venit peste tine și la un moment dat te îndeamnă, dacă nu faci asta, ești lași. Și atunci am să o fac. Deci politica se va nobila prin astfel de acțiuni. Deci nu fac politică să mă îmbogățesc, nici să fiu partid de cineva, pentru că practic n-am nevoie la construcția mea spirituală. Dar fac politică pentru că simt că pot să-mi ajut oamenii, poporul și simt că merită.
Dacă n-aș face-o, aș avea o problemă de conștiință. Puteai să faci și n-ai făcut-o. Știți că, apropo, vorbeați de omisiuni. Asta este o culpă. Puteai să o faci și n-ai făcut-o. Cum să privesc viitorul dacă puteam să mă implic și nu m-am implicat, să-i văd în suferință cândva, undeva, cumva, înțelegeți? Adică faceți să te implici. Să taci când trebuie să vorbești, să nu spui adevărul când trebuie să-l spui. Acestea sunt culpe majore. Da, da, adevărul cu lingurița, cum spuneați mai devreme, nu? În funcție de cum, ca la copii, în funcție de cum, că nu avem toți aceeași pregătire și aceeași putere interioară, dar ne putem ajuta. Practic toată viața, nu știu ce Socrate spunea, toată viața, știu că nu știu nimic, toată viața învățăm și trebuie să avem, nu le știu pe toate, dar știu că am bunăvoință, știu că am o experiență și știu că am ocazia să lucrez cu cineva de la care pot să învăț extraordinar de mult. Și asta e poporul. Profesor, că asta n-a mai lumea avut. Politică e lumea compromisurilor în mare e treaba parte. Lor. Sunteți dispuși să faceți compromisuri? Nu, în măsura în care să ajungă pe masa jurnaliștilor, să zicem. Nu. Eu nu vin cu ideea să mă descurc sau să fac compromis, ci să îndrept lucrurile, să aduc lumină. Și compromisele și ele sunt niște atitudini umane, alterate, care pot fi vindicate, că de asta am experiență de medic, și de ce nu? Dacă este loc de o inițiativă, trebuie să fie. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face când ajunge în primăria Constanța? Primul ar fi cel pe care l-aș face înainte de al doilea lucru. Cum ar fi? De exemplu, aș da o hotărâre ca orașul să nu mai fie umilit pe timp de vară. Adică să nu se facă nicio construcție pe rute turistice. Dar există o lege pentru asta, știți, nu? Nu știu, dar eu știu că mai până în septembrie nu se construiește nimic. Atunci o să caut legea și o să o pun în aplicare. Nu se poate așa ceva. Constanța e cunoscut în țară, în lume, în Europa, ca oraș turistic. Și ajungi să nu mai vezi treaba asta. El trebuie să fie să strălucească. Să zică lumea, vreau la Marea Neagră. Unde? Constanța. Acolo am ce vedea. Oameni, ospitalitate, servicii, tradiție, istorie, morală, vestigii, de toate. Toate la pachet. Într-un loc restrâns, o bogăție, că și, până la urmă, sunt munții Herciniști, cei mai vechi, deși și locația și tradiția sunt vechi și oamenii sunt doritori să afle lucruri necunoscute, lucruri adevărate, lucruri profunde. Avem ce prezenta. Ieșiți puțin din granița municipiului Constanța cu munții Măcin și cu... Păi dacă omul vine în Constanța, nu o să-l oblig să stea, să ducă, să viziteze țara, să Dobrogea. Sunt multe de văzut, de cunoscut și de bucurat. De ce să interzic? Eu trebuie să îi le prezint. Deci ați dat o hotărâre de consiliu, ați propune consilierilor locali? Da, și dacă spuneți că este, ați verifica și aș întări-o, adică să se și respecte. Bine, se vor face poate construcții sau urgențele, nu știu ce, dar nu pe rutele în care oamenii să fie împiedicați să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. E interesul nostru. Vorbim de la gara în stațiunea Mamaia sau de la... Nu, chiar așa. Vedem, asta se hotărăște, sunt amănunte. Nu e bine nici în linii... Bine, în linii mari poți să vorbești înainte, dar unul în amănunte că nu e funcțional. De fiecare dată, la fiecare alegere, în prag de alegeri, politicienii, candidații, cei mai mulți dintre ei, devin brusc credincioși. Așa este. Sau și ajung la biserică. E un sindrom. Și vin în fiecare duminică la biserică, să-i vadă lumea printre oameni, să... Cum vi se pare vede lumea, demers? Îi vede părintele, dar nu îi vede Dumnezeu. E asta, nu știu. Dumnezeu îi vede care vin pe aia care vin cu sufletul, nu să facă poze. Și de asta Dumnezeu îi lasă să vină, nu-i dă afară. Dumnezeu iubește pe toți. Dar dacă întindem coarda, rămâne. Da, aduce singuri. Voturi tactica asta? Posibil să aducă un procent al naivilor, dar n-aduce votul oamenilor serioși. Oamenii serioși nu se păcălesc așa ușor. Mai ales că poate a mers asta la primele candidaturi sau la următoarele, dar de 30 de ani cred că ar fi și o chestie de bun simț. Nu trebuie să ne mai păcălim după... Cam cu cât timp înainte de alegeri vin politicienii la biserică? Să știți, așa, din experiența dumneavoastră. N-am stat să urmăresc. Aproximativ. Dar oricum, când li se dă voie în campanie, așa, încep să facă poze pe trepte. Mai ales dacă biserica e cu trepte, este extraordinar. Cum este cea de pe, de pe Strada Unirii. Despre Strada Unirii, da. Dar cu cât? În campanie bănuiești cu o lună înainte de campanie. E cum posibil. Ar fi de acum? Cred că nu foarte mult că se plictisesc. Mai aproape. Credeți că o primărie digitalizată ne-ar aduce în pas cu vremurile? Cum vedeți această digitalizare? Depinde. Deci nu trebuie să fim extremiști. Inteligența artificială este sănătoasă, dar trebuie să rămână un instrument. Și nu vorbesc doar de inteligența artificială. Vorbesc de orice. O digitalizare necesară. Orice program care ajută la o relație mai strânsă și mai transparentă între primar și
oameni și popor e de folos, trebuie folosită, sigur că da. V-am spus că eu n-am altă pilă, n-am partid, am poporul. Da, da, trebuie să aveți o viziune, o strategie care implică inclusiv această digitalizare. Ați fost la primărie, nu? Să plătiți, să luați acte, să, nu știu, autorizați. Da, și apropo de treaba asta, să știți că n-am observat o fluență mai, tot așa așteptam. Chiar dacă intram acolo digitalizați, apăsam pe digitalizare, dar tot 2 ore așteptam. Dar aveați un bon de ordine și știați da, că... E drept, eram ca, nu eram foarte... Nu, era, nu mai steam la coadă. Dar tot așteptam 2, chiar și 3 ore. Dar nu era mai bine în loc să vă duceți acolo, să luați bonul, să stați acasă, să încărcați actele respective și să vă vină actele acasă sau poate, pe mail da, să le printați? Asta trebuie și o instrucție. Eu, de exemplu, n-aș fi putut să o fac, că nu m-aș fi priceput. Trebuie să am niște priceput pe lângă mine. Dar cu timpul, asta nu sunt chestii de momentan, acum, brusc. Cu timpul, categorică, spre linia aceasta vom merge, ca instrument, v-am spus, digitalizarea este de folos, trebuie folosită. În progresiv, în măsură ce apar generații care se vor descurca, la un moment dat, categorii vor lucra în mediul ăsta și vor fi un mediu... Credeți că ne așteaptă timpul? Timpul trece mai repede în vremurile astea din... Da, faptul că timpul trece repede nu înseamnă că trebuie să debarcăm pe unii care nu reușesc să adapteze. Trebuie să-i așteptăm pe toți, sunt ai noștri. Aveți o echipă pe care vă bazați de oameni care cunosc urbanism, care cunosc, nu știu, trafic, care cunosc... Da, aș putea spune că este echipa celor mai buni specialiști. Vă dați seama, dacă ajung acolo, am capacitatea să strâng în mine oameni capabili și care vor voi să se implice. Nu o să, aleg niște oameni ăștia că s-ai mei, iar ăia care sunt buni specialiști și oameni cu experiență, zic nu că nu sunt ai mei. Nu, cei mai buni cu... Interesul meu este starea de bine, bunăstarea poporului. Deci pentru aceasta voi alege oamenii cei mai sănătoși moral, profesional și din toate punctele de vedere. Nu i-ați ales încă. Nu, că s-au ales singuri. Vă faceți singur programul electoral? Da, în principiu... Adică să trăiești în oraș... Nu este o problemă de treaba asta. Să trăiești în orașul ăsta că am ști ce trebuie pe diferite aspecte și ce ar trebui în linii mari, că dinainte nu poți să ai în amănunt, dar în linii mari știi unde trebuie lucrat și până unde să ajungi. Pentru că este cerința omului de rând. Credeți că e suficient în linii mari? Ceea ce spuneți dumneavoastră, nu da. Nu credeți că trebuie să mergeți puțin nu, în detaliu? Când ești înainte, vreau să zic, de a alege, în linii da, mari, după care, pe măsură ce da. Te apropii, ai și amănunt. Ceea ce spuneți dumneavoastră, această programe, aspecte, nu știu ce, este necesar omului care vine necunoscând unde vine. Omului care vine dintr-un partid sau nu știe despre ce este vorba și are nevoie de foarte multă birocrație, de foarte multă aranjament de genul acesta ca să își facă curaj și să simtă despre ce este vorba. Omul care vine din popor și știe ce le trebuie, că în mijloc, în mediul ăsta trăiește, nu-i trebuie atât de multă hârtie. Și da, atât dar de nici omul din partid, nici omul din popor nu știu la ce se aștepte. Când ajung în primărie, știți... Păi dacă trăiești în mediul ăsta, de știi obicei, ce te așteaptă. De obicei, sunt primari care ajung în primărie, candidați, câștigă și vin și spune, dacă știam ce e aici... Nu, 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 obiceiul ăsta este exclus pentru noi cazul nostru. Deci eu știți care ce se întâmplă în primăria Constanța? În primăria Constanța nu știu ce se întâmplă, știu ce se va întâmpla. Se va întâmpla ce trebuie. Poporul ăsta, orice constanțean, cred că știe în linii mari ce-i trebuie, iar primăria va trebui să-l slujească. Așa scrie în scriptură, ceea ce vrea să fie mai mare, să fie slujitorii tuturor. Asta e democrația esențială. Sau esența democrației. Sunteți foarte optimist. Nu sunt realist, v-am spus de la început. Sau dumneavoastră sau la altcineva, că am mai vorbit. Nu, mi-a spus și mie, da, dar bun. Tind să insist. Așa sunteți stau foarte lucrurile. Optimist. Bine, ne vom strădui să le aducem la modelul acesta de funcție. Pentru că modelul ăsta e funcțional. În relația dintre primărie și cetate și popor. Dumneavoastră și mai cine când spuneți ne vom strădui? Păi nu voi fi singur niciodată. Echipa care va fi și toți care vor fi. O campanie electorală costă foarte mulți bani. Cum o veți finanțata dumneavoastră? Până acum nu m-a costat foarte mult bani. Efectiv, exceptând... N-a început încă. Da. Legal n-a început încă. Da, avem un sediu în care stăm așa și acolo. Asta a fost singura cheltuială, să zic, mai deosebită. Chiria. Că prin imobiliare și așa, o chirie. Dar sigur că se va găsi fonduri pentru... De unde? De la oameni. Donatori? Da, cei care Enoria și dumneavoastră? Deci nu,
Știți de ce vă întreb? Am mai primit aceste întrebări. O campanie clasică, nu, o campanie clasică implică niște broșuri, niște afișe, dar pe ce mergeți? Bine, vom avea și afișe și asta, dar sunt plătibile, că nu sunt exorbitante sumele. Și oamenii știu de la ce n-au... Toată lumea se gândește că am în spate un partid și eu sunt un... Nu, eu nu mă gândesc că am în spate un partid, vă întreb pur și simplu. Este un mare om care are mulți bani și plătește și eu sunt doar vârful de lance. Nu, nu sunt oameni, este doar o voință și la anumite cheltuieli cu o consultanță pe aici, pe acolo și cu afișele care trebuie plătite, nu e problemă, se rezolvă. Deci aveți și consultanți, veți avea și afișe, veți face o campanie ca la carte. Bineînțeles, adică ne vom strădui să fie chiar ca la carte. Dați seama, dacă e ca la carte, înseamnă că nimeni n-a ajuns. Dar suntem pe drum. Care va fi sloganul dumneavoastră? Care este sloganul dumneavoastră? Exact cum v-am spus puțin mai devreme. Să vadă în noi, fiecare constanțean să vadă în mine, în noi, cei care vor fi acolo, oamenii cei mai de încredere din viața lor. Cel ce vrea să fie mai mare, să fie slujitor tuturor. Deci, cumva... Cam lung sloganul. Când e plin de esență, este sănătos. Nu e lung. Credeți că oamenii au răbdare? Am ajuns după 30 de ani în halul ăsta pentru că nu ne-au plăcut sloganurile pline de esență și de putere. Este un demn al Mântuitorului, al Dumnezeu, care știe ce face și uite că lui nu i s-a părut lung. Noi suntem leneși, de asta ni s-a părut lung. Știți cum leneșii mai mult aleargă, știți cum e treaba. Așa că trebuie să vedem în el o rezolvare a situației noastre. Vine bolnavul la doctor și zice, domn doctor, am suferința cu tare și uite, zice, ia-i o lună dreaba asta, medicamentul și te faci bine. Și ce spune bolnavul? Cam lung, domn doctor. Bă, vrei sănătate sau nu vrei sănătate? Atunci te bagi sau nu te bagi? Vrei să fii sănătos sau să umbli din poartă în poartă? Noi ce vrem? Sănătate nu e lung sloganul, este lungă lenea noastră. Apropo de sănătate, cum credeți că stă Constanța la capitolul ăsta? Pe cale. Pe cale. Se poate și mai bine. Pe cale să? Pe cale să fie foarte bine dacă vom fi împreună. Vă dați seama că n-am experiență mare. Acum realist vorbind, că toți ziceați că sunteți realist. Acum realist vorbind. V-am spus că e pe cale. N-a căzut de tot. Dar nici nu e în top. Dar se poate mai bine. Da. 20 de ani de experiență nu e mult, dar e ceva. Adică pot să mă orientez. Nu o să ajung eu să dau ordine, dar pot să mă orientez și știu unde să... Ca un grădinar, când vezi că recolta merge sau nu merge, știi unde să te, dacă ai experiență, știi unde să rezolvi, să mai adaugi, să mai ajut, să mai susții ca să meargă recolta. Concret. Până ne interesează bunăstarea oamenilor. Aveți plan să construiți un spital, o clinică, o, nu știu. Da. Da. Dar asta nu înseamnă într-o lună sau mâine. Da, pentru că mă trageți de cuvinte, am în plan o extindere a orașului și construind nu pot să rămână tot orașul pe același spital că la... O extindere așa, a orașului pe orizontală? Spațială, pe orizontală, da. Ei, și atunci, categoric, vor fi împărțite și instituții ca să nu se creeze în grămădeală într-o anumită ambuteaie și într-o anumită locație. Deci, categoric, va mai fi un spital, că se... un spital de arși, spunea cineva. Că, vezi, mie îmi spun foarte multe propuneri ajung la mine din partea oamenilor și am un plan, știu cam ce trebuie, că simt ei că trebuie și eu doar coroborez, dar ca să nu mă lungesc la răspunsul noastră, într-adevăr, e în plan cumva și un nou spital pentru că se impune, e necesar. Mai are loc Constanța acesta să se extindă pe orizontală? Are loc, are loc. Acest spital, pe de-o parte, că este e insuficient și ca efectiv. Vorbim de spitalul județean. Județean, da, dar este și foarte foarte bătrân. Nu de vedere medical, în spital circulă numai medici și pacienți, mai circulă și microbi. Și ăștia se ascund peste tot. Pe lângă carcalaci, lăsați-i pe aia. Și ăștia se ascund peste tot. Ați văzut dumneavoastră carcalaci în spitalul N-am văzut, județean? Așa zic unii. Da. Renunțăm la acel aspect. Ideea este că după anumite zeci de ani, un spital poate genera sau poate dezvolta niște microbi care să răspundă obraznici, să răspundă greu la tratament. Și atunci, în alte... Infecții nosocomiale, da, și atunci se numesc oportuniști. Microbi slabi, dar obișnuise cu medicamentele, devin rezistenți și pot crea probleme mari. Au fost în spital și așa mai departe, nu mai comentez. În alte locuri, în astfel de situații... Ba chiar vă rog să comentați dacă ați fost în spital. După anumite zeci de ani de funcționare, spitalele își schimbă locația sau se demolează. Noi nu o să demolăm, dar asta vreau să zic un alt element pentru care se impune un spital cumva în o altă locație, ceva nou. Și vom avea în calcul și aspectul ăsta. Vorbiți de un spital județean sau un spital municipal? Că avem deja un spital municipal.
un spital. Noi îl facem să fie funcțional din punct de vedere medical, iar alte autorități sau cine va fi pe lângă noi atunci va hotărâ dacă e județean sau municipal. Păi mă interesează, v-am spus, din punctul de vedere, pe bolnav nu interesează dacă e municipal sau județean. Să aibă acolo doctor competent, să fie privit cu dragoste și să se vindece. Din punctul ăsta privesc lucrurile. Restul se va vedea în funcție de necesități, va fi așa sau așa, asta e chestie de administrație, nu e o problemă. Are Banca Constanța să construiască un spital sau apelați la fonduri ați apelat la fonduri guvernamentale sau la fonduri europene dacă când vom ajunge să nu, cum să zic, nu mă dau la o parte de la niciun astfel de apelativ, când vom ajunge să hotărâm și să facem lucrul acesta, vom găsi sau vom vedea mai clar și de unde va veni sprijinul financiar mai consistent și mai concret, că sunt multe situații. Deci atunci vă dați seama că în orice situație hotărăști să construiești, consideri că e de folos și începi să te așezi să te gândești cum, imediat îți dai seama și la cine să apelezi ca să te ajute. Deci te găsesc că nu e problemă. Trebuie să mergem pe ideea și cred că suntem, recunoaștem în România, în Constanța, peste sunt mulți bani. Nu sunt folosiți cum, nu prea sunt folosiți cum trebuie, dar sunt bani. Mai ales unde sunt acei bani? Păi și pe acolo, peste tot. Mai ales pentru lucruri atât de importante, cum ar fi un spital necesar, vă dați seama că apar și bani. Cum ați rezolvat problema parcărilor din Constanța? Din ce spun oamenii, sunt cam multe parcări cu plată, că au început să... deci aș reevalua și sensurile unice, nu că le-aș desfința, dar le-aș reevalua, că poate nu sunt foarte funcționale, și parcările cu plată. Pentru că se pare că s-a exagerat și ajunge orașul să se blocheze. Deci nu zic că nu trebuie pe aici, pe acolo sau anumite situații, dar cred că este puțin exagerat. Adică nu avem nevoie de parcări, asta îmi spuneți? Avem nevoie de parcări. Întrebarea a fost alta, parcările cu plată. Nu, eu v-am întrebat cum ați rezolvat problema parcărilor. Construiți altele, parcă supraetajate. Am parcările cu plată. Nu parcările cu plată. Da, parcările cu plată sunt pe terenuri private. Categoric vom... da. Vom construi și alte parcări, se va găsi. Vom construi parcări, vom vedea cum, poate subterane, poate îmbinate cu terenul de joacă, pentru că printre blocuri, între grupuri de blocuri, trebuie și una și alta și va trebui să le găsim loc. Sunt peste 100.000 de mașini. Cum? Sunt peste 100.000 de mașini. Și nici... Da, nu o să le dăm afară, dar trebuie să le facem condiții ca să funcționeze și să funcționeze benefic pentru toți. Deci nu aveți ceva clar, concret, legat de problema parcărilor. Este o problemă spinoasă. Păi, mergeți acum... Cereți lucruri care nu sunt sănătoși de cerut. Adică vreți să vă spun, va fi parcare pe strada cu tare, cu strada cu tare, asta este după. Eu acum vorbesc și trebuie să mărturisesc faptul că este bunăvoință și este interes. Asta se spune înainte. După vom da și locațiile. Și când vor apuca de treabă, nici trebuie să mai dăm locațiile, că vor vedea oamenii. Vă mai dau o situație, cartierul Compozitori. Dacă ați avea de ales, aveți un teren, identificați un teren al primăriei, da? Da. Și ați avea de ales între a amenaja o parcare și un parc. Ce ați hotărât să faceți acolo? Parcarea nu poate să fie cât un parc. Depinde de parc. Și parcul, dacă este cât o poate parcare, să fie un nu e parc. Păi ați zis parc acum. Parc, am zis, da. Parc. Deci poate să fie... o parcare subterană și deasupra un loc de joacă sau dacă este puțin mai mare, chiar și un părculeț, se pot face, tehnic se pot face. Acum depinde și de locul care îl găsim, că ne-ați dat o chestie ipotetică, nu cred că, dacă era un loc, știați locul cu tare, spunea și câți metri pătrați are și atunci mă orientam mai la concret. Deci nu se știe, e în funcție de cum e terenul. Se știe că există bunăvoință să se construiască. Eu vă întreb pentru că în cartierul respectiv, din ce știu eu, e nevoie și de spații verzi și de parcări. Aveți o locație acolo care... Nu neapărat. Păi asta trebuie să spuneți. În cartierul Compozitorilor există o locație cu X metri pătrați de spațiu. Ce faceți acolo? Așa sau așa? Și eu vă spuneam, la X metri pătrați ce se pretează? Că dacă sunt 2000 de metri pătrați, nu poți să faci un parc. Dar o parcare poți să faci și un parculeț. Ați fost în cartierul Compozitori? Până acum ați mers pe acolo, ați vorbit cu oamenii? În cartierul Compozitorului este o biserică, Sfânta Cruce, pe care am construit-o eu, în 2008. Și în 2008 acolo deci pășteau, cunoașteți pășteau realitățile caprele. Acelui cartier. Și când pășteau caprele, să știți că era loc și de o pădure în urma de un parc. Sunt constanțean de 60 de ani și cunosc bine cartierul Compozitorului. Nu știu la stradă, dar asta nu mi-e greu ca primar, ca în jumătate de oră să aflu locația perfect și să știu ce și cum. Înțelegeți? Ați luat la PAS Constanța acum recent. Acum discutăm în principiu.
În principiu, da. Și în realitate, ați luat la pas Constanța acum recent, adică să mergeți prin, nu știu, prin cartiere, prin Poarta 6, prin CET, prin... Da, în Poarta 6 este un parc interesant care nu prea este îngrijit. Și are niște toaletă, da? Astea sunt amănunte, nu se discută înainte treburile astea. Sunt amănunte care oamenii vor se lovesc în viața de zi cu zi. Exact. Și dacă spun că mă interesează, categoric voi începe cu rezolvarea problemelor care deja sunt, ca să fie ok, după care construim altele, că nu se construiește așa, înțelegeți? Adică vă dați seama. Dar cele care sunt și nu sunt funcționale sau nu sunt întreținute la standarde sau cât ar merita să fie întreținute, normal că cu acelea începem, ca oamenii să lumineze și să se bucure. Uite, s-a rezolvat asta. Înseamnă că omul ăsta chiar vrea să mai rezolve. Nu stai și să uiți la ele. Trebuie să faci ceva. Adică o să fac pe rău. O să fiu un primar cu care eu nu prea sunt obișnuit. Adică o să mă vadă cam tot timpul, că și eu vreau să-i văd. Problema ca medic, traficului din oraș, cum ați ca medic și ca preot, vă dați seama, eu nu pot să stau fără oameni cu care lucrez. Eu nu sunt unul care o să mă ascund în birou și aștept să treacă timpul. Pentru că eu am crescut în mijlocul oamenilor și cu oamenii lucrez, că așa sunt obișnuit de 40 ani. Da, nu puteți lucra cu oamenii de pe stradă, trebuie să lucrați cu echipa, cu consiliul local, cu toți, pentru că lucrăm parlamentul local, să zic. Parlamentul local, categoric, ei sunt implicit în mine și eu împreună cu ei, dar odată ce facem pentru oamenii de pe stradă, ca să simtă că trăiesc și să se bucure, adică să fie, nu mândrie, că mă rog, să nu înțelegem greșit, dar să se fie fericiți. Băi, sunt constanțean și mă simt foarte bine, n-aș pleca în altă oră, și uite, la noi este așa și așa. Trebuie să simtă treaba asta și vreau să-i ajut să simtă treaba asta. E de folos. Ați identificat problemele reale ale Constanței? Ați făcut un top. Urât ce spun top, dar... Da. Adică știu mai despre ce este vorba. Întrebați-mă despre, nu o să vi le înșir eu, păi nu, că poate nu se calchează cu ce știți dumneavoastră. Dar nu că nu eu candidez la primăria municipiului Constanța. Chiar vreau să mi le înșirați și să le discutăm. Problemele sunt de trafic, probleme sunt de parcări, probleme sunt de cultură, foarte multe probleme, nu prea avem, ne mișcăm. Problema principală, poate că, sau principală, sunt ierarhizați defectuos, turismul plânge de foarte mult timp și trebuie ajutat să nu mai plângă. Avem un palat al copiilor care nu prea se știe ce este acolo, că e multă bălărie. Avem un stadion care n-ar trebui să arate așa și care se... o să-l ajutăm, îl pansăm, v-am spus că am fost medic, îl pansăm, îl rezolvăm, deci el trebuie să producă valoare acolo, frumusețe, cultură, de tot felul, sport, tinerii trebuie să facă sport, când eram eu mic, oamenii munceau, tinerii munceau, că așa era situația, acum nu mai muncesc, deci cu trupul trebuie antrenat, el trebuie să facă sport, este o obligație pentru un tânăr să facă sport, altfel nu-i merge mintea cum trebuie. Dacă nu face sport, stă pe calculator și mă plângem că nu funcționează. Nu, el trebuie un echilibru în toate. Unde ar trebui să facă sport? Să peste tot. În și bine, parcuri? Și între blocuri trebuie să aibă, știu eu, la școli amenajate. Adică trebuie să aibă un teren în care să poată, un teren amenajat, un teren în care cineva să-i poartă de grijă și el, tânărul din 2-3 blocuri acolo, să poată să meargă și să se recreeze, să destindă dimineața, seara, că muncește în funcție de cum are timp. Deci trebuie ceva cu flux continuu. Bineînțeles. Asta local, dar de amploare stadionul trebuie să funcționeze. Acolo orice tânăr trebuie cumva să poată să intre și să alerge, să folosească aparatură sau ce este pe acolo, să se simtă, băi, stadionul meu, am crescut pe lângă el. Nu sunt sportiv, sunt doctor, sunt inginer, dar m-am format în jurul. Să simtă oamenii că toate sunt ale noastre și că sunt spre binele nostru. Nu în sens exagerat ale noastre, ci în sensul coroborării benefice. De folos. Vorbeați despre cultură. Da. Ce lipsește culturii din Constanța? Multe, poate organizare. În primul rând, ca să luăm multă activitate. Văd lunar sau, mă rog, foarte des manifestări culturale, sănătoase, frumoase, care să dezvolte valoarea acestui popor, tradiții, ateliere de creație în care să vină artiști, să vină și copii și să se facă transferul de la o generație la alta, dar numai voi, numai teorie. Deci primăria nu le face, primăria creează oportunități. Și există invită, festivaluri, invită. Există târguri, există evenimente, există cel puțin evenimente. În sezonul estival. Da, da. Și în afara lui, dar mai și puțin. Mai puțin, da, sunt. N-am zis că nu există, am zis că asta va deveni o obișnuință. Vorbeam de turism. Și mereu am spus treaba aceasta, oamenii din turism, Horeca sau cum se cheamă, ei s-au obișnuit să aibă activitate 2, 3, 4, 5 luni pe vară. Eu cred că o să le creez oportunități să aibă activitate tot timpul.
Mereu vor aduceți fi... dumneavoastră turiști în nu îi aduc eu, vin ei. Eu le creez sezonul estival. Eu le creez oportunități, invitații și ei vin să asiste sau la un concurs, la un festival, la oriceva de creație, de cultură, de manifestare românească, neapărat sau predominant românească, că trebuie să lumea să ne cunoască cu ceea ce este al nostru. Așa cum cunoaștem și noi valorile altora, trebuie să cunoască și alții valorile noastre. Dacă noi le mormântăm și le stingem și ne uităm doar la alții, la un moment dat dispărăm și ca cultură și ca spiritualitate. Nu e normal, nu e frumos, nu e bună cuvință față de strămoși. Ce fel de evenimente românești ați face pur românești? Dați-mi un exemplu, că nu... Un festival de muzică populară, festivalul de Crăciun, sunt sărbători, de muzică ușoară, de muzică creștină, de creație, sculptură, pictură, artă, cultă, de tot, sunt multe feluri. Nu trebuie decât să anunți o consfătuire sau o întrevedere, o discuție cu artiștii din acest oraș și vă spun, ei vor veni cu planul care le au, le simt, le doresc, dar nu au avut posibilitate. Nu trebuie să le spun eu ce să fac. Eu de asta vreau să facem. Și eu zic că facem asta, domn primar, domn doctor, facem asta, facem asta. Din ceea ce, că au multe idei, sunt creativi, că doar sunt români. Facem împreună, eșalonat. Băi, asta nu se poate acum, poate mai încolo. Hai să facem pe asta, că e la îndemână. Și pe asta, și pe asta, și pe asta. Deci oamenii vor să fie puși în valoare, că încă avem oameni valoroși. Și primăria asta face, le creează oportunități. Nu trebuie să vină nici cu bani, nici să construiască, ci creează oportunități și lucrurile se mișcă. Un om politic nu trebuie să fie specialist, trebuie să aibă inimă. Deci un om politic, după definiție acum, nu trebuie să fie specialist, că dacă e specialist, distruge pe specialiști. El trebuie să știe să-i coroboreze, să-i aducă, să-i motiveze și ei să dea tot. Nici nu-i frumos să fii specialist în toate, e absurd, ce suntem, tirani? Nu, e absurd, asta ceva nu există. Dar trebuie să ai inimă și să zici, băi, vreau să facem, că e frumos. Ne băgăm și o zic că da, facem asta, facem asta, asta se poate, asta nu se poate, nu se poate acum, poate mai târziu și așa mai departe. Așa se lucrează. Cum ați împărțit bugetul Constanței? Se face buget la fiecare început de an. Stabiliți cheltuielile, veniturile. Cum l-ați împărțit? Pe ce capitole? Cum ați... Aproximativ, nu trebuie să ne dați din casă acum. Întâi m-aș ocupa de învățământ. Deci ați aloca o mare parte din buget... Da. Și buget și atenție. Adică reabilitării școlilor. Nu neapărat. Și educație în general. Și școli, dar și educație, grijă față de copii. A investi în educație înseamnă a investi în economie a la lung. Și asta este important. Bineînțeles, n-aș disprețui sau nu. E greu când ierarhizezi. Și sănătatea trebuie susținută. Și după aceea și celelalte măsura importanță. N-ați spus nimic de turism, de care spuneați mai devreme. Turismul este atât de extraordinar încât se mișcă. O să ne mai întâlnim și o să vedeți. Sunt convins. De va fi. Înțelegeți? Deci sunt imens de multe oportunități care zac. Nu trebuie decât să aibă un semnal și să înceapă să se miște. Nu înseamnă că o să sting sau o să susțin și turismul. A zis care să fie prima, dar prima a dus inima la învățământ. Că învățământul este și pentru, e vorba de copii, de viitor, este și pentru noi, și pentru acum, și pentru viitor. Învățământul e foarte important. În orice societate, japoneză sau ce vreți dumneavoastră, care se respectă, cu învățământul încep. E important învățământul. Sunt și învățământul neapărat să fie performanță. Apropo de educație. Da. Ce atitudine ați avut în pandemie? Sunt foarte curios, pentru că se leagă cumva de educație. În pandemie, legat de vaccinare. Am fost un rebel, să în zic, în ghilimele. În ce sens? Bisericuța unde slujeam, atunci slujeam la altă bisericuță, a fost tot timpul deschisă pentru oameni care vreau să intre și să iasă. Atunci mai scriam și stăteam acolo, chiar până la 10 noaptea stăteam, mai rugam, mai scriam, vorbeam cu oamenii. N-am avut o atitudine exagerată, n-am purtat mască, de aceea... În martie sau aprilie am intrat într-un mall, m-a dat afară când am mască și de atunci n-am mai intrat în mall deloc. Dar ați fost medic. Da. Masca nu protejează de nimic. Dar vaccinul? Vaccinul, da, este bun, depinde de vaccin și de rost și de scop și așa mai departe. Masca a fost inventată ca să o poarte doctorul sau cel bolnav ca să nu răspândească. Masca nu se poartă ca să nu bagi în tine din afară, că nu ți-e de folos. În... știu, câteva minute, jumătate de oră, nu mai bună, ba chiar îți face rău. Plus aspectul psihic la nivel de copii. Dar masca are rostul ei, că altfel nu se inventa. Deci trebuie să învățăm să folosim lucrurile cu rost.
ce trebuie, unde trebuie. Că dacă le amestecăm, noi suferim până la urmă. Deci masca este de folos, folosită cu rost, când trebuie, cum trebuie, și atunci ne protejați. Ca și medicamentul, de fapt. Că și masca pe undeva e funcție de medicament. Medicamentul, dacă unul ia la vindecat de o boală, nu înseamnă că e bun pentru toți. Tu îl iei și s-ar putea să-ți facă rău, că n-ai suferința respectivă. Deci în pandemie ați protestat. Unde ați protestat? Nu am protestat față de pandemie, dar față de diferite libertăți, nu mai aduc aminte. Pandemia și de intrat așa într-o zonă de ceață, n-aș putea să vă dau o locație concretă și aici vorbim pe chestii concrete, dar abuzul față de libertate, și să știți că românul n-a protestat împotriva vaccinului, ci împotriva abuzului față de libertatea lui, de decizie și de manifestare. Ăsta a fost protestul românului. Deja am depășit puțin cadrul, dar ca idee... Nu, dar eu vă întreb românul, acum, dacă ați fi fost atunci primar. A, categoric. Uite, apropo că veni, odată am vrut să intru cu copiii, era pe Crăciun și era în parc acolo la primărie, ceva de Crăciun, nu știu așa. Și erau garduri și copiii au vrut să intre și nu i-a privit atât afară. Și asta m-a simțit puțin, m-a făcut să mă simt puțin prost la mine acasă. Nu e corect. Nu e corect. Trebuie să avem o atitudine sănătoasă. Pe lângă alte aspecte tehnice care s-au dat pe față ulterior, dar nu e cadrul discuției. Sunteți șofer? Nu. Nu sunteți șofer? Nu. N-am avut timp. Cu ce circulați prin Constanța? Cu 43. Cu 43? Scuzați. Da. Pe jos. Că poate drumurile în Constanța, jumătate de oră încolo, jumătate de oră. De bine. Parcurs o distanță mai lungă. Mai lungă. N-am avut până acum. Până acum distanța mea, să știți, era de acasă, la biserică, la arhiepiscopie, că mai înainte mai făceam și niște emisiuni la Radio Dobrogea, și drumurile erau la piață, în drum, și așa mai, n-aveam drumuri deosebite. Nu sunt... dar dacă e nevoie de un drum, e cineva să mă ajute. Și acum vin cu o mașină. Deci aveți idee cum e traficul prin Constanța? A, bineînțeles, bineînțeles. Și acum cu mașina am venit, că am întârziat undeva, cât m-am prăfuit. Cât ați făcut de unde ați venit și până la sediul televiziunii? Am făcut vreo 20 de minute, puteam să merg mai repede, dar am intrat pe Baba Novac și acolo știți cum e traficul. Cum e traficul pe Baba Novac? Interesant. Interesant? Da. Ce ați face? Cred că și de aceasta o să, nu din prima, acum sincer, nu o să mă aleg prima dată de Baba Novac, dar nu m-a lăsat inima, dacă ar fi să termin mandatul, sigur, nu m-a lăsat inima să o termin nerezolvată. Dar ați face minuni? Că nu pot să fac minuni. La ora asta, da. Dacă vorbim de ora 17, de exemplu, așa. 17-18, trebuie să faci minuni în traficul din Eu, Constanța. Minuni cu traficul. Da. Dacă am zis de Baba Novac, da. Nu. Cred că o educație totuși ar trebui și am putea dezvolta în oameni deschiderea spre minuni, dacă o luați ca minune. Deci se pot face multe. Noi ne așteptăm și asta este... Deci ați încercat să educați oamenii să reziste în trafic. Nu să reziste, să înțeleagă lucruri și să rezolve. Noi ne-am obișnuit să fim magici. Adică, pac, pac, și-a rezolvat și eu rămân la fel. Dar dacă înțelegem și stăm puțin de vorbă între noi, vedem că sunt multe lucruri mari care se pot rezolva prin pași mici, dar se pot rezolva. Sau putem începe o rezolvare care să curgă încet, încet. Noi vrem dintr-o dată, cine poate să facă o minune? Să se dubleze autostrada sau... Nu, să se fluidizeze traficul. Aspectul ăsta, păi, e un cuvânt care dacă lucrezi cu cap și cu înțelegere, cu inimă, se poate rezolva. Dar trebuie să fie și suflet acolo. De asta vă spuneam mai devreme. Vom reevalua sensurile de trafic. S-a trecut în foarte multe locuri pe sens unic. Știți că trecând pe sens unic s-a redus la jumătate spațiul carosabil? Deci s-a încărcat, nu s-a descărcat. Sunt locuri în care merita sau poate trebuia, dar nu chiar peste tot. Și de asta reevaluăm. N-am spus că sunt bune sau rele. Trebuie reevaluate și făcute mai multă lumină. Poate că atunci nu s-a avut experiența, dar acum după, nu știu, cred că... Este nevoie de un studiu de trafic? Nu neapărat un studiu de trafic. Trebuie să fie acolo prezent, să vezi ce și cum. Poate și un studiu de trafic, de ce nu? Păi sunt ore diferite. Da, da. Zile diferite. Cel care trăiește în Constanța știe când și cum. Doar trăiesc pe picioarele tale, asta trebuie să le simți. Dar, bineînțeles, oficial, ca să facem, va fi și un studiu de trafic. Nu poți să iei o inițiativă fără să ai și ceva, o documentație acolo. Nu. Vom face tot ce trebuie. Asta, vă dați seama că sunt aspecte secundare.
Nu? Ce părere aveți de actualul primar? A făcut bine ce a făcut? A făcut Eu nu extraordinar. Sunt convins că a fost bine intenționat, poate n-a fost foarte bine sfătuit. Sunt convins că n-a făcut numai ce a vrut, a mai făcut și ceea ce s-a impus. Poate de asta și a mers pe ideea de independent. Știți cum e? Am așa mai explicat asta. Vă rog, dar mie nu mi-ați explicat. Când ești, da, asta vreau să zic, că asta mai vreau să stai de vreo cu încă două persoane. Ești primar sau ești candidat și te alege un partid și e simpatic, ai idei, vorbești frumos, oamenii te simpatizează și te vor alege. Poate faci și unele promisiuni, cum mă îndrăz dumneavoastră să fac eu acum. După ce Doamne, ferește, nu vă îndemn să faceți nimic, după ce... doar vă întreb. Da. După ce ești ales primar, nu poți să faci nimic din ce ai promis, dacă ești al unui partid. De ce? Ai să faci numai ce spune partidul, pentru că așa e corect. Adică așa zic ei că e corect. Vi se pare că actualul primar a făcut ce i-a spus partidul? Atât cât a putut. Nu poate să iasă de sub umbra partidului. Și aici este o problemă. De aceea soluția, să știți, nu spun că de asta m-am și implicat în felul ăsta, sau în halul ăsta, luați cum vreți. Soluția pentru un popor care vrea să facă ceva și să trăiască din ce în ce mai bine este un independent. Dacă ne uităm în istorie, un independent face. Un independent nu are în spate un partid, are un popor. E puțin altceva. Dacă ne uităm în istoria recentă, un singur independent a câștigat Constanța, n-a mai fost independent și n-am acum... N-am zis recentă, în istoria aceea sănătoasă. Aveți vreun model de primar din urmă al Constanței sau chiar actual? Nici n-am avut timp să mă uit. Nici măcar de curiozitate? Ok, din țară atunci, dacă nu din Constanța. Nu. Nădejdea mea este, sau modelul meu este modelul creștin, iar poporul care va fi obiectul muncii mele și sunt convins că mă voi implica, indiferent cum termin, o să aduc aminte de mine și o să bucure cum termin mandatul, dacă va fi să fie. Va studia contra candidații? Nu, nici nu știu pe toți, decât ce s-a auzit. Eu nu e bine să se înțeleagă, eu nu concurez cu ei, concurez cu mine față de acest popor. Este ca într-o competiție. Păi dacă, să zicem, să dă startul la 100 de metri sau mai știu ce, credeți că atleții au timp să se uite în stânga și în dreapta, cum e ăla, cum e ăla? El își vede ținta și se concentrează pe el dacă vrea să câștige. Dacă vrea să facă poze, el te altceva, dar nu avem timp de așa ceva. Viața e frumoasă. Dar un antrenor al unei echipe de fotbal, înainte de un meci important, pune la televizor un meci al echipei adverse și le arată jucătorilor. Uite ăla cum joacă, ăla cum joacă. Da, dar asta deja se vede în media și învățăm din greșelile altora. Deci nu apreciez. La mine toți oamenii sunt foarte buni. Chiar dacă unii au mai greșit, voi avea grijă să nu repet greșeala lor. Dar eu îi apreciez în continuare. Știți cum e? Formația creștină. Iubești omul chiar dacă păcatul nu face bine, dar nu-l baci pe om în cutia cu păcatul respectiv și nu le amesteci. Omul este om, este capabil oricând să se facă bun și foarte bun, pe când greșeala e greșeală și de asta e greșeală ca să fie stinsă. Care sunt principalele dumneavoastră surse de informare? Trebuie să vă informați de undeva, mă gândesc, mai ales acum, o candidatură. Principalele surse de informare, să știți că sunt oameni din jurul meu care vin și îmi transmit tot felul de informații. De la ei știu și cum arată orașul și una și alta, cum se mișcă ăla, cum se mișcă ăla. Știți că sunt la zi. Și voi fi și mai la zi. Vă dați seama, dacă ajung în funcție, voi avea oameni care să mă informeze și mă voi informa și la patru în funcție de situație. Nu poți să mergi pe un calapot. Trebuie să fii foarte mobil în treaba aceasta, că doar conduci. Trebuie să folosești toate sistemele și toate instrumentele, în măsură variată, după cum pretinde situația. Folosiți rețelele de socializare? Absolut. Câte cazuri, cât... Nu o să stau toată ziua pe ele, vă dați seama, dar nu am reticență sau nu am respingere față de niciuna. Tot ce este important pentru bunăstarea poporului este de folos. Știți că sunt alegeri și pentru Consiliul Județean. Da. Aveți un favorit printre candidații la președinția Consiliului Județean, Constanța? Nu. Adică ați vrea să lucrați cu un anume președinte de Consiliul Județean? Voi lucra foarte bine cu cel pe care îl va hotărâ Dumnezeu să fie. Deci nu am nici simpatii exagerate, nici repulse față de niciun om. Sunt convins că cel care va ajunge să fie va fi un om bine interesat, poate și un bun profesionist și vom avea căi de dialog foarte multe. Vă dați seama, în atâția zeci de ani, întotdeauna n-au nicio problemă de dialogare și de deschidere, de dialog și de deschidere cu niciun om, sub niciun aspect. Am fost și în armată, și în medicină, și în preoție, pe peste tot. Asta înseamnă că nu o să mă blochez toma acum, ar fi absurd.
lucrurilor să meargă frumos. Ce specialitate în medicină ați avut când... Am fost medic militar. Medic militar? Da, da. Ați fost, un fel de... avut misiuni? Am fost câteva misiuni, mai mult de aplicații, ceva de genul acesta, și când trebuia să merg mai mult, adică până 2000 și ceva, eram în brigada aceea Sibric, poate oamenii de specialitate mai știu, o brigadă funcționată, făcut, constituită din mai multe state. State, da, din sud-estul Europei, de asta spune Sibric, sud-estul Europei. Se cam eram la aeroport, unitatea de la aeroport, de la Comunicianu, se cam începeau să vină trupe NATO, se cam desființau și trebuia să mă mut la București, la unitate mai mare, sau știu eu, misiuni în Afganistan, ca și era pe atunci. Și am zis că eram destul de în vârstă atunci, era prea mult, între timp făcusem și teologia și am zis că e momentul să mă opresc. Ați călătorit în țară, în afara țării? În țară, da. Mai mult pelerinaje, nu sunt un plimbăreț. V-a atras atenția vreun oraș anume? Am călătorit, de exemplu, da. Nu, toate orașele sunt, au și aspectele frumoase și... Deci n-am în cap un model preformat. Constanța trebuie să fie ca Constanța. Nu, da, dar ca putem idee. Lua lucruri bune de oriunde sigur că mergem da, și oriunde vedem. Păi seama că adică... sunt deschis la orice, dacă o să vină cineva și să zică, uite, treaba asta se face în Brașov, să zicem, sau nu știu unde, și merge, păi nu o să zică, lasă că merge la el, la noi nu o să meargă. Doamne ferește, tot ce e bun la alții, categorii putem aplica și la noi, mai ales că ce o să meargă la noi, cred că vor aplica și alții. De ce nu? Deci trebuie o relaționare. Suntem același trup. Ideea de sistem, n-am inventat-o noi sau informatica, ci a inventat-o creștinismul. Sfântul Apostol Pavel vorbește extraordinar. Toți suntem un trup și funcționăm, trebuie să funcționăm în spiritul sănătății trupului, nu să ne împotrivim. Sigur că da. Aveți tineri printre noriași? Vorbesc tineri și foarte tineri? Da, sunt foarte mulți tineri. Eu ați văzut cum vorbesc, așa vorbesc și cu ei, argumentez tot ceea ce spun și tinerilor le place lucrul acesta. Am fost și profesor la liceu câțiva ani până mi-am luat definitivatul și chiar era important așa. Erau unii care le plăcea ora de religie extraordinar. Mergeau, citeau și veneau numai ca să mă încuie, cum s-ar zice. Și la un moment dat eu le deam la sfârșit, după ce aranjam toată situația notelor, le dădeam un extemporal și pe lângă care e profesorul care vă place, nu vă place, ce nu vă place la profesorul de religie. Și vedeam părerile lor și care părere se repeta, consideram că este ok pentru mine. Și m-a impresionat că aproape, nu la toți, dar 87-85% tot era, nu ne place că aveți întotdeauna dreptate. Și zic, cum vine asta, mă? Păi veniți cu prea multe argumente. Păi zic, asta vă obligă pe voi să citiți și mai mult, să vă informați. Ar trebui să vă bucurați. Ei, ca orice tânăr, vrea să fie a lui deasupra. Și eu lăsam să se bucure. Dar la urmă veneam cu un argument care arăta că nu prea e cum este el și așa mai departe. Și uite că... Dar a fost o vreme frumoasă. De asta am și intrat să fiu profesor, ca să văd pulsul tinerilor de atunci, cum se mișcă, ce suflet au. Părinte, ce își doresc tinerii din ziua de azi de la Dumnezeu și de la biserică? Să-și dobândească echilibru, respectul față de sine, trebuie stimulat lucrul acesta. Asta își doresc tinerii? Asta au nevoie și își doresc, de asta și pleacă foarte mulți. Ceea ce au aici, dar nu văd, îi caută în altă parte, trebuie ajutați să se manifeste, să fie tineri, să termine de învățat, societățile să pună mâna pe ei și să-i cointereseze și să zică nu plec rămân aici, că am multe de făcut. Așa vreau să iau de vorbind și vor ajunge, să știți. Așa se uită, nu mă termină ceva școli și avem tineri isteți, să știți, adică știți. Deci abia aștept să termin să plec aici, nu mă pot manifesta. De ce mă, ce trebuie să te manifesti? Cu tare și cu tare. Păi aici, uite, ți se pun la dispoziție. Arată ce poți. Și dacă arată ce poate, foarte bine, dacă poate. Dacă nu poate, se liniștește și el. Bine, atunci, vezi, nu poți de aici. Iau mai de la zero, faci ucenicie și așa au mers toți. Și ajungi cine vrei tu, cine vrei tu. Lumea, orașul, poporul te susține. Cum te-a învățat 20-23 de ani până te-a făcut absolvent de facultate și a investit în tine, crezi că nu poate să mai investească puțin, să ajungi să strălucești, să fii extraordinar? Uite în oglindă, ești frumos. Trebuie să și dovedești. Cum vedeți atunci, prezența la vot la aceste alegeri comparativ cu 2020? Îi îndemn din toată inima să fie tot cât mai prezenți. Chiar dacă n-au făcut tot. Să meargă la vot. Să meargă la vot și să aleagă un om cu Dumnezeu, că este singura noastră șansă. Și ca popor creștin și ca popor.
orice popor, singura șansă e Dumnezeu, indiferent de religie, să știți. Până la urmă, credința este, trebuie să ai credință. Avem programul credinței, trebuie să-l funcționezi, nu? Plec acum de acasă și cred că ajung la totul, la emisiune. Dacă n-aș crede, n-aș ajunge. Și nici știu unde m-aș trezi. Deci cred și îmi doresc în trafic, vine unul, te blochează semaforul, trebuie să ajung, Doamne, trebuie să ajung. Și ajungi. Dacă nu crezi, ajung după o oră. Și dumneavoastră o să ziceți, băi, dacă la mine n-a venit la timp, când o să fii în primărie, ce o să faci? Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, aici se încheie această ediție. Nu uitați, priviți, ascultați, analizați și decideți. Pe curând!